Salutare, bine v-am regăsit! Azi vin către dumneavoastră cu acest model de cardigan, vestitul cardigan cu flori de margaretă. Bine, el poate fi accesorizat și cu alte accesorii, adică poate fi înfrumusețat cu fel de fel de accesorii, cu un nor croșetat sau chiar tricotat, norișori. Cu oițe, cu noi pe Instagram și pe Pinterest am văzut fel și fel și fel de modele. Cu ananas, cu cireșe, cu căpșuni. Ce vă place cel mai mult, așa îl puteți dumneavoastră accesoriza pe al dumneavoastră. Eu l-am preferat pe acesta cu flori și îmi place tare mult cum a ieșit. Este foarte, foarte moale și pufos. Este lucrat cu un fir foarte special. O să vi-l prezint imediat, uitați. Cardiganul meu este accesorizat, vă ziceam, cu aceste floricele, dar să știți că le-am prins în așa mod încât ele nu se văd nici în interior, adică cusătura nu se vede în interior. Uitați, eu pe partea din spate nu am absolut niciun fel de ață. Adică am avut grijă să iasă foarte, foarte finuț și la partea din interior. Chiar dacă veți lucra și dumneavoastră, o să vă arăt cum prind eu accesoriile fără ca să obținem ațe în interiorul cardiganului, adică să nu avem niciun fel de cusătură. Uitați, și cusăturile de aici sunt făcute în așa mod încât să nu arate inestetic și de la mânecă și de pe părți. Cardiganul este lucrat pe bucăți și atunci are cusături, dar vedeți, sunt lucrate în așa mod, făcute în așa mod încât să nu arate inestetic. Dacă veți rămâne alături de mine, veți vedea pas cu pas tot pașii pe care îi parcurg și sper să vă placă, sper să distribuiți acest tutorial dacă considerați că este pe placul dumneavoastră pentru a putea fi văzut de cât mai multe persoane. Eu vă aștept cu drag și în grupul Fire Croșetate cu Iubire. Puteți să ne prezentați acolo toate minunățile lucrate de către dumneavoastră. După tutorialele mele sau nu, nu contează, ne găsiți acolo și ne putem saluta zilnic, putem vedea zilnic fiecare ce a mai lucrat. Vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea și pentru tot ceea ce faceți pentru acest canal, pentru toate aprecierile, pentru toate comentariile frumoase de încurajare și haideți să mergem, să parcurgem pașii următori, să vă prezint ustensilele și materialele necesare și mai apoi să începem direct cu proba practică. Vom avea nevoie așa, în primul și în primul rând avem nevoie de fir. Eu voi lucra aici, vedeți, cu Alize Superlana Maxi. Este un fir, haideți să vă zic întâi codul de culoare, 522. Este un fir care are într-o 100 de grame 100 de metri, deci este destul de grosuț. Producătorul ne recomandă a se lucra cu andrele între 8 și 10 mm. Pentru tensiunea lucrului meu sunt destul de mari andrelele recomandate aici. Deci eu voi lucra cu andrele numărul 6, iar manșetele le lucrez cu andrele numărul 5, deci 5 mm pentru manșete. Ups. Și 6 mm pentru întreg proiectul meu. Deci nu știu dacă se vede, sper că da. Deci 6 pentru întregul cardigan și 5 mm pentru manșete. Mai avem nevoie de marcator dacă suntem începătoare, de o croșetă numărul 3. Voi folosi la un moment dat o croșetă numărul 3 pentru floricele și pentru, veți vedea aici când încarc ochiurile. O forfecuță. Avem nevoie de un numărător de rânduri pentru că noi lucrând pe bucăți, atunci cu siguranță va trebui să avem 3 părți cu rânduri egale, adică partea din spate și ambele părți de față vor trebui să aibă același număr de rânduri. Avem nevoie și de un centimetru și mai este nevoie de un pix și o foaie pentru câteva notițe pentru dumneavoastră.
Eu n-am să vă mai fac o schemă și un calcul acum. Am să vă dau doar dimensiunile acestui cardigan și am să vă explic exact cum procedăm pentru a începe lucrul. Haideți să facem un pic de spațiu aici și să vă dau dimensiuni. Mai exact să vă explic care sunt dimensiunile necesare pentru a lucra acest model de cardigan. Și haideți să începem. Uitați, avem nevoie în primul și în primul rând de dimensiunea totală, începând după umăr și până acolo unde ne dorim noi să lucrăm. Acest gen de cardigan vine lucrat până în talie, după cum bine știți, un pic, adică nu este genul acela ușor mai lunguț, care trece cumva să acopere fundul copilașului. Aici, ca și dimensiune, vedeți, am 28-29 de centimetri neîntins. Dacă eu întind puțin, el se duce până la 30 de centimetri foarte lejer. Aici, la mânecuță, mai avem nevoie. Dar țineți cont că este mâneca în interior. Sunt 20 de centimetri la al meu, măsoară 20 de centimetri, dar mâneca în interior, după cum vă ziceam. Nu începeți cu măsura după umăr. Începând de la sub braț și până aici, la încheietura mâinii. Mai departe, mai avem nevoie de o dimensiune foarte importantă, începând după umăr și până la sub braț, pentru că, vedeți, noi lucrăm cu mâneci atașate, veți vedea la momentul respectiv, și atunci va trebui să știm câte ochiuri avem nevoie să încărcăm aici pentru mânecuță. Uitați, după cum bine vedeți, eu am aici 12 centimetri, adică o circumferință de 24 de centimetri a mâinii. Și mai aveți nevoie de dimensiunea aceasta de aici, de la bust, vedeți? Unde am 28 neîntins. Și partea din spate aici va trebui să o știți și pe aceasta, dintre umeri. Uitați, 28 de centimetri și aici. Și cam acestea ne sunt 9 dimensiunile necesare. Acum, eu am să vă zic, v-am explicat, de fapt, care ar fi dimensiunile necesare, dar nu vă pot spune cu exactitate, pentru că nu știu pentru ce vârstă lucrați dumneavoastră. Și atunci vă măsurați copilul pentru care lucrați sau chiar adultul. Acest model este și pentru adult. Se poartă foarte, foarte mult și în rândul adulților. Pot fi făcute seturi mamă-fiică, de altfel. Și v-am zis, totul ține de dimensiunile fiecăruia în parte. Pentru că degeaba vă spun eu acum, cardiganul din imagine este pentru 2 anișori, de exemplu, pentru că un copil de 2 ani poate avea dimensiuni diferite, adică copilul dumneavoastră poate avea dimensiuni diferite față de copilul meu, să spunem. Și atunci, cel mai bine și cel mai bine este să lucrăm strict după dimensiunile copilului sau adultului pentru care noi lucrăm. Ceea ce trebuie să măsurați, am stabilit. Manșetele, nu cred că v-am zis, dar haideți că vă zic imediat și aici câți centimetri avem la manșetă. 5 centimetri, vedeți? Avem bata și la partea de jos și la mânecuță aceeași manșetă cu 5 centimetri. Vă ziceam că vom lucra cu alize Superlana Maxi. Pentru cardiganul meu din imagine, la dimensiunile date, au intrat 260 de grame de fir, exceptând aplicația de floricele. Floricelele s-au lucrat separat, acolo nu, acolo vom lucra cu un fir mult mai subțire. Eu am tutorial pe canal și pentru floricele și am explicat acolo ce fire putem folosi. Nu o să vă mai spun aici, să nu mă repet. Și haideți să începem. Deci, vom lua pentru început andrelele cu număr mai mic. Dacă obișnuiți să lucrați cu aceeași andrea, și manșetele și întreg proiectul, atunci veți lucra cu o singură andrea. Dacă nu și doriți ca și mine să facem manșeta cu o andrea puțin mai subțire, atunci puteți și dumneavoastră folosi o andrea mai subțire. Acum ne lăsăm așa un surplus de ață și începem prin a monta ochiurile. Eu voi lucra astăzi tot pentru aceleași dimensiuni, poate puțin
mai mare decât acesta. Îl vom măsura la final și vedem ce ne iese și voi începe așa. A monta ochiurile pentru partea din spate. Noi vom lucra pe trei bucăți, după cum vă ziceam. O parte de față, cea de-a doua parte de față și spatele. Acum încep lucrul pentru spate. Deci iau și încep prin a monta ochiurile. Voi monta pentru partea din spate 38 de ochiuri. Deci 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 de ochiuri, am spus, da? Puteți să mai puneți câte un ochi de margine, depinde cum aveți lucru. Dacă aveți lucru puțin mai strâns, mai puteți adăuga pe lângă acestea alte două ochiuri pentru margine, pentru cusături. La mine 38 va fi totalul. Acum vom proceda astfel. Am montat pe o singură, Andreea, ochiurile, pentru că eu îmi doresc ca aici, la partea de jos, să fie lucrul, adică bata să fie ușor, ușor mai strânsă, să nu am ochiurile foarte largi. Haideți să începem. Deci vom lua primul ochi nelucrat, mergem cu ața în fața lucrului, lucrăm ochiul cu numărul 2 pe dos, ochi pe față, ochi pe dos. Facem clasicul elastic de un ochi pe față, un ochi pe dos. Vedeți? La primul rând este un pic mai incomod pentru că eu am montat ochiurile pe o singură, Andreea, după cum bine vă spuneam, și atunci lucrul merge puțin mai greu pentru că ochiurile vin strânse, dar nu este imposibil, uitați. Lucrăm elasticul clasic de un ochi pe față, un ochi pe dos. Vom lucra atât centimetri cât avem nevoie fiecare, v-am zis, în cazul meu vor fi undeva în jur de 5 centimetri. Puteți lucra și puțin mai mult dacă considerați că este mai bine să faceți un elastic mai lat, cum își dorește fiecare. Uitați, continui așa până la capăt și atâtea rânduri cât îmi vor fi necesare mie, adică dacă îmi doresc 5 cm, voi lucra 5 cm înălțime. Dacă îmi doresc mai puțin, atunci cu siguranță voi lucra mai puțin. Și ne revedem după ce lucrez elasticul. Am terminat de lucrat bata pentru partea din spate. Uitați, am lucrat 5 cm înălțime. Vedeți? 5 cm înălțime. Acum eu o întind. Uitați, așa. Și am 29 de centimetri lungime. Bine, haideți să vă zic câte ceva despre dimensiunile acestea. Am făcut eu între timp o mică schiță aici și câteva calcule. Vedeți, pentru o circumferință a bustului de 60 de centimetri și 58 de centimetri în talie, adică partea aceasta de jos de la elastic, o lungime totală de 32-34 de centimetri, o lungime de mânecă între 20 și 22 de centimetri. Și atunci avem așa, partea din spate. La partea din spate vom avea 30 de centimetri aici sus, între umeri. Și 29 de centimetri aici jos la partea elastică. La partea din față, vedeți, avem aici scăderea.
avem, de fapt, scăderea spre partea dreaptă. Cealaltă parte de față vine cu scădere spre partea stângă, pentru că ea vine în V, după cum bine vedeți aici pe cardigan. Bun. Jos va trebui să avem 14,5 cm, adică la partea elastică, iar aici, în partea de sus, am ajuns la 7 cm, poate 8 cm, vedeți cum procedați acolo sus la scăderi. Vom lucra noi și veți vedea pe parcursul lucrului. Am 32 de cm lungime, vedeți lungimea totală a feței, de altfel ca și la partea din spate, lungimea totală este de 32 de cm. Am aici și mâneca. Pentru mâneca am nevoie de o circumferință de 22 de centimetri, vedeți? Aici. Adică circumferința vine mâneca măsurată așa. Uitați, așa în întregime. Dacă eu am aici, să spunem, 11-12 centimetri, vedeți? Așa. Nu știu dacă se observă chiar foarte bine. Dacă am doar pe o parte, atunci măsor și pe partea cealaltă, întins și am tot 12 centimetri, uitați. Atunci am o circumferință de 24 de centimetri a mânecii. Când vorbim despre circumferință, rotim centimetru așa cu totul. Vedeți? Așa. Bun. Acum mergem mai departe. Avem 18 cm aici jos la partea elastică, pentru că știți, elasticul strânge. Deci noi cu câte ochiuri pornim de jos de la partea elastică, nu înmulțim absolut deloc până la partea de sus. Cu atâtea ochiuri vom continua lucrul. Este valabil atât pentru mâneca, cât pentru părțile din față, cât pentru partea din spate. Deci nu facem niciun fel de înmulțire pe parcurs. Bun, dacă ați înțeles, sper că ați înțeles procedura. Acum haideți să mergem mai departe. Eu voi scoate acum Andreaua cu numărul 5 și voi lucra cu Andreaua numărul 6. Uitați. Scuzați puțin zgomotul, vă rog. Deci iau primul ochi nelucrat și toate ochiurile de aici mai departe vor fi lucrate pe față în acest rând. Deci nu mai avem elastic, toate ochiurile se vor lucra doar pe față. Ups, ce tare fac zgomot andrelele acestea. Aș vrea să prind așa cumva aici să nu se mai audă. Haideți să vedem. Deci pe tot parcursul acestui rând vom lucra doar ochiuri pe față. Vedeți? Deci facem până la final ochiuri pe față și totodată introducem, vedeți, Andreaua cu numărul 6. Sper eu să focalizeze foarte bine și să se vadă bine ceea ce fac eu aici. Vedeți, am lucrat toate ochiurile, așa cum, doar pe față, dar toate așa cum erau, fără a face înmulțiri. De obicei, noi după bata mai înmulțim la anumite cardigane aici, nu este cazul, pentru că lucrăm în punct jersee. Adică pe partea din față toate ochiurile se vor lucra pe față, iar pe partea din spate, inclusiv ultimul ochi aici, îl lucrez tot pe față, la partea din față. Acum trec la o parte Andreaua și voi lucra doar cu Andreaua numărul 6. Pe partea din spate, am spus, lucrăm doar ochiuri pe dos. Atunci și primul ochi îl iau așa, coața în față, vedeți? Și haideți să lucrăm. Ochiuri pe dos, pe tot parcursul acestui rând. A scăpat puțin aici, dar nu e problemă că remediem.
Haideți, vedeți? Așa arată partea din spate, așa arată partea din față. Pe față, tot timpul, pe fața lucrului, tot timpul, ochiurile lucrate pe față, pe spatele lucrului, ochiuri lucrate pe dos. Este foarte simplu, deloc complicat, după cum vă spuneam. Poate un pic aici, la scăderile acestea, pentru a forma anchiorul din față sau V-ul, depinde cum îi spuneți fiecare. Eu, la cardiganele sau bluzițele sau ce mai lucrăm noi, vestuțe sau acestea cu scăderi în formă de V, le numesc anchior. Aici, inclusiv ultimul ochi, se va lucra pe dos. Iată, așa. Întoarcem lucrul și vom lucra acum ochiuri pe față. Ochiul, primul ochi îl luăm nelucrat, dar cu ața în spate. Și acum lucrăm ochiuri pe față, vedeți? Nu întorc ochiul pentru că îl iau de aici, din spate. Și lucrez pur și simplu. Uitați, așa. Voi lucra în acest fel cei 32 de centimetri lungime, înălțime sau lungime, cum vreți să spunem, 32 de centimetri. Când sunt gata, revin și vedeți ce am obținut eu până acolo și vom merge în continuare lucrând părțile din față. Spor la treabă! Am terminat de lucrat partea din spate și am revenit. Vedeți? Am lucrat exact atât cât aveam eu nevoie, câți centimetri înălțime aveam nevoie. Vedeți, aici se va rula puțin pe margine. Nu este problemă că atunci când noi vom coase, totul se așează așa cum trebuie. Aici, la partea de sus, am închis ochiurile în mod normal. O să vă arăt la una dintre fețe sau poate chiar la amândouă. Deci, lăsăm la o parte, acum, această parte de spate și mergem mai departe. Și anume, acum vom lucra părțile din față. Haideți să începem cu prima parte și începem a monta ochiurile. Știți că pentru spate eu am montat 38 de ochiuri. Acum, pentru una dintre părți, montez jumătate din ochiurile montate la partea din spate. Nu va trebui să punem mai multe ochiuri pentru fețe, pentru că noi avem aici această manșetă care se va lucra după ce terminăm ambele părți de față. O prelucrăm și atunci va fi nevoie fix de același număr de ochiuri ca și la spate pentru ambele fețe. Dacă am montat pentru spate 38 de ochiuri, acum voi monta pentru prima parte 19 ochiuri. 2, 19 ochiuri pe Andreea. Acum vom lucra din nou manșeta elastică și la partea din față. Ambele fețe se încep identic și se lucrează identic. Singura modificare va fi doar acolo în partea scăderilor. Luăm primul ochi nelucrat, pe următorul îl lucrăm pe față sau haideți să-l lucrăm pe dos direct. Deci pe următorul îl lucrez pe dos și mai departe. Aici va fi, vă spuneam, un pic mai greu pentru că vin ochiurile ușor mai strânse, fiind montate pe o singură Andreea. Ochi pe față, ochi pe dos.
Din nou, ochi pe față. Ochi pe dos. Ochi pe față. Ochi pe dos. Ochi pe față. Ochi pe dos. Față. Dos. Față. Dos. Haide, nu vrei? Gata. Față. Dos. Față. Dos. Și ultimul ochi. Îl lucrăm pe dos. Acum întoarcem lucrul și vom lucra acest elastic atât cât am lucrat și la partea din spate. Deci fix atâtea rânduri. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu am 8 rânduri de elastic. 8 rânduri lucrate la elastic. Am chiar 9. Chiar 9 rânduri. Deci atât voi lucra și acum. Voi face identic și cealaltă parte. Și lucrez 15 cm. Cu tot cu elastic. Poate chiar 16. Uitați. Deci lucrez atât cu ochiurile montate pe Andreea, adică cu cele 19 ochiuri. Montez și cealaltă parte identică. Voi lucra și acolo în paralel tot 15-16 cm. Uitați. Și ne revedem după aceea. Lucrăm în mod normal elastic, după aceea trecem la jersea, adică pe fața lucrului vom lucra ochiurile pe față, pe spatele lucrului vom lucra ochiuri pe dos. Haideți că lucrez până acolo și revin să vedeți cum facem scăderile. Eu am terminat de lucrat ambele părți din față, vedeți, sunt identice. Am să și măsor. Uitați, dacă vin bine aici, am fix 16 cm. Aici, la ambele părți, va trebui să aveți număr de rânduri egale, cât și la partea din spate. Adică totalul de la partea din față va trebui să fie identic ca și număr de rânduri cu partea din spate. Acum, cum procedăm aici? Noi începem să facem scăderile. Am lucrat special așa pe ambele părți în paralel, pentru că voiam să vă explic cu exactitate. Vedeți, eu aici am rămas cu firul în partea aceasta. Țin firul în partea mea, în mâna mea dreaptă. Acum, în mod normal, eu încep scăderea de aici. Și haideți să și începem prin lucru, nu doar prin explicație. Haideți. Uitați, voi lua primul ochi nelucrat. Ups, că-l și lucram. Voi lua primul ochi nelucrat, dar cu ața în spatele Andrelei, vedeți? Acum vin și lucrez următoarele două ochiuri împreună. Iată așa, din față. Deci le iau din față și vin și le lucrez. Le-am lucrat împreună. Vedeți? Am făcut o scădere. Mergem mai departe până la final de rând, lucrând doar ochiuri pe față. Inclusiv ultimul ochi îl vom lucra pe față, aici, la partea din față. Acum ne întoarcem lucrul și venim pe partea din spate a
lucrului nostru. Luăm primul ochi nelucrat, dar cu ața în față, exact așa cum îl găsim, și pe partea aceasta vom lucra toate ochiurile pe dos, tot rândul, fără a face vreo modificare. Deci pe partea din spate nu facem absolut nicio scădere. Deci am făcut scăderea la rândul din față. Acum, partea aceasta o vom lucra cu toate ochiurile aflate pe Andreea. Mai avem 18 acum, dacă am făcut deja o scădere. Firul acesta este destul de gros și vedeți, se lucrează greu. Adică se ține greu aici pe Andreea. Tot resam în ochiurile. Ultimul ochi îl vom lucra tot pe dos. Întoarcem și venim la rândul de pe față. Luăm primul ochi nelucrat, dar cu ața în spate, și vom lucra ochiurile din acest rând, fix așa cum se găsesc. Pe rândul acesta noi nu vom face scădere, deci scăderile se fac așa. Am făcut la rândul din față, apoi lucrez trei rânduri. Un rând pe dos, un rând pe față și cel de-al treilea rând pe dos. Și în rândul 4 vom executa din nou o altă scădere. Vom lucra, de fapt. Deci acum lucrăm tot acest rând până la final. Vedeți că nu întorc ochiurile. Îl iau exact așa de aici, din spate, cum îl găsesc. Vedeți? Ultimul ochi lucrat tot pe față. Întoarcem. Lucrăm și acest rând cu ochiuri pe dos. Primul luăm nelucrat, dar cu ața în față. Terminăm și acest rând. Este rândul 3 după scădere. Întoarcem și venim în rândul 4. Aici vom lucra din nou, vom face din nou o scădere. Uitați. Luăm primul ochi nelucrat cu ața în spate. Venim la următoarele ochiuri. Le întorc pe cele două. Vedeți? Le întorc așa la poziția aceasta. Și vin aici cu Andreea și le lucrez pe ambele împreună. Haideți să vedem dacă îmi și reușește. Trebuie să-mi reușească. Am cam strâns puțin ochiurile, cred. La mine așa se întâmplă când răsucesc ochiurile. Vin un pic strânse. Nu știu dacă și la dumneavoastră la fel. Ups, că nu vrea. Încercăm. Încercăm până ne reușește. Data viitoare am să le las un pic mai slabe aici. Să nu se mai strângă atât de mult. Vedeți? Dacă vin foarte strânse, nu pot prinde cu Andreea să trec aici să-mi lucrez ochiul. Gata. Am reușit. Am făcut scăderea. Și mergem mai departe, lucrând fix asemănător. Tot rândul acesta se lucrează cu ochiuri pe față. Următorul rând îl voi lucra cu ochiuri pe dos. Vin din nou și lucrez un rând cu ochiuri pe față, un rând cu ochiuri pe dos și după aceea lucrez din nou o scădere. Și aceasta va fi modul de lucru până la partea de sus. Adică pe fiecare al patrulea rând vom face o scădere. Mai departe, cum lucrăm? Trebuie să aveți grijă că
Aici, în partea de sus, v-am zis, va trebui să avem la partea aceasta de umăr 7 cm. Deci, în 7 cm, eu am 2, 4, haideți să număr exact așa, deci 2, 4, 6, 8 ochiuri. Lucrăm până la 9, 10 ochiuri, chiar să ne rămână 10 ochiuri pe Andreea, în modul acesta în care v-am explicat. Pe față lucrăm o scădere, după aceea vom lucra 3 rânduri, 3 rânduri libere, în rândul 4, când ne întoarcem pe față, lucrăm din nou o scădere și lucrăm așa până ne rămân 10 ochiuri pe Andreea. Acolo le lăsăm în așteptare și eu revin. Ați văzut, în partea aceasta am început scăderea de la Andreea, de la firul, de fapt, din mâna dreaptă, ați văzut. Acum, eu nu voi face scăderea tot așa, o fac în sens invers. Vedeți, dacă aici mie îmi vin scăderile așa, pe partea aceasta, la partea cealaltă va trebui să-mi vină scăderea aici. Ați văzut? Deci ca să pornească V-ul. Deci nu faceți ambele scăderi pe aceeași parte. Să aveți foarte mare grijă la acest aspect. Eu va trebui să-mi scot Andreaua. Am pus-o pe aceasta aici, doar așa, ca și formă. Deci va trebui să scot Andreaua cealaltă de aici, pentru că lucrez cu numărul 6. Haideți să o și desfac. O pun în partea aceasta. Și vom lucra scădere și la partea cealaltă împreună. Am făcut schimbul de Andreea și acum, vedeți, voi lucra scădere și la cea de-a doua parte. Dacă la prima parte am făcut scădere la început de rând, acum o voi face la final de rând. Haideți să vedem. Deci iau primul ochi nelucrat, lucrăm ochiuri pe față, tot rândul acesta, până spre final. Când rămân cu 3 ochiuri pe Andreea, acolo voi lucra scăderea. Am rămas cu cele 3 ochiuri pe Andreea. Vedeți? Intru din nou aici în față, prin fața ochiurilor, lucrez două împreună. Haideți să vedem. Deci am lucrat două împreună, iar ultimul ochi îl voi lucra pe față. Vedeți? Am practic scăderi aici și aici. Să mergem în formă de V. La o parte, vedeți, am început la început de Andreea, la cea a doua parte, la final de rând, adică la final de Andreea aici. Mergem mai departe acum, fix în același mod, vom lucra și aici, 3 rânduri libere, fără scăderi. Deci pe partea din spate luăm ochiul nelucrat cu ața în față, primul ochi, și în continuare vom lucra ochiuri pe dos, fix așa cum le găsim, cum modelul ne indică. Lucrăm tot rândul cu ochiuri pe dos. Întoarcem, venim pe față și vom lucra fix asemănător. Îmi lucrez singură până la următoarea scădere și revin. Am lucrat cele 3 rânduri, acum voi lucra rândul 4, rândul în care voi face din nou o scădere, numai că o facem la final de rând. Vedeți, n-am făcut-o aici la început, ca pe cealaltă parte, o fac la finalul rândului. Lucrăm până acolo și când ne rămân 3 ochiuri, o să lucrăm scăderea. Vedeți? Întorc ochiurile și le lucrăm pe ambele împreună. Iată așa. Deci, întoarse. Le-am luat din față și le lucrăm
împreună. Următorul ochi, ultimul de fapt, îl vom lucra pe față și vom proceda astfel. Vedeți, scăderea mea se îndreaptă, deci dacă răsucesc ochiurile, se îndreaptă deja către partea dreaptă. Aici, scăderea va veni poziționată către partea stângă, cum avem aici pe puloverul acesta, pe cardiganul acesta. Și vom lucra asemănător până la partea de sus, până acolo unde avem, cum vă ziceam, unde ne rămân 10 ochiuri pe Andreea. Vom fi foarte atente și aici. Vom număra exact câte rânduri. Dacă nu v-ați notat în lucru, veți număra exact câte rânduri ați avut de aici, de la bată în sus, până la partea de sus. În cazul în care la partea din față, cu scăderile, nu ați ajuns la numărul de ochiuri pe care îl aveți pe spate, veți mai lucra câteva rânduri fără scăderi. Deci, dacă ați ajuns la cele 10 ochiuri, le lăsați așa, dar mai lucrați câteva rânduri fără scăderi până veți ajunge la același număr de ochiuri, identic cu partea din spate. Dacă ați ajuns deja, atunci când aveți 10 ochiuri, atunci vă opriți cu lucrul mai departe. Și eu îmi lucrez până acolo, revin și vom închide împreună ambele părți. Am terminat de făcut scăderile la ambele părți, vedeți? Am scăzut aici pe partea aceasta cât a fost suficient, adică am rămas cu 10 ochiuri la partea de sus. Am același număr de rânduri identic cu partea din spate. Acum am făcut același lucru și la cealaltă parte și haideți să o închidem împreună. Deci, primul ochi îl lucrăm pe dos. Vedeți, fac scăderea aici, pe partea din spate, pe dosul lucrului, cum ar veni. Lucrez și cel de-al doilea ochi, îl aduc pe primul peste el, vedeți? Așa, în modul acesta. Haideți, deci lucrez ochi pe dos, ochiul din urmă îl trec peste el, așa. Lucrez ochi pe dos, ochiul rămas în urmă, îl aduc și îl trec peste el. Este un pic mai greu pentru mine aici, pentru că sunt în poziția incomodă. Haideți să facem din nou. Îmi pun eu firul după gât, că așa reușesc mult mai repede. Uitați, deci lucrez ochiul pe dos, ochiul din urmă, îl aduc și îl trec peste. Așa procedez cu toate ochiurile rămase pe Andreea, adică cele 10. Vedeți? Deci lucrez ochiul pe dos, îl aduc pe cel din urmă și îl trec peste. Lucrez ochiul pe dos, îl aduc pe cel din urmă și îl trec peste el. Lucrăm și ultimul ochi, îl luăm pe cel din urmă și îl trecem peste. Acum tragem așa un surplus de ață. Facem un nod aici. Așa. Am lăsat, cred, capătul de ață mult prea lung, dar nu contează. Uitați. Așa. Și am închis. Aceasta este partea mea stângă a cardiganului. Vedeți, vă ziceam eu că se vor încreți așa, dar când noi le coasem, rămân perfecte. Haideți să mergem mai departe. Cum procedăm acum? Deci, așezăm partea din spate, așa, vedeți, pe dosul lucrului. Deci, partea din dosul lucrului să vină aici către noi. Venim cu partea dreaptă. O așezăm pe ea, pe partea din spate. Venim cu partea stângă din față și o așezăm pe ea. Și iată, în acest mod vom face noi prinderea. Iată, așa coasem. Haideți să iau un ac de cusut acum. Îmi pun ața în el. Va trebui un ac cu ureche mai mare. Vedeți că noi avem o ață mult prea groasă. În cazul meu, dumneavoastră, dacă veți lucra cu alt tip de fir, atunci poate lucrurile vor sta ușor diferit. Și acum vom coase
partea din spate cu partea din față. Prindem aici, vedeți? Identic și coasem o parte de cealaltă. Haideți, uitați, eu iau ochiul așa, pentru a-mi rămâne frumos cusătura aici la umăr. Vedeți? Așa. Trec pe sub ambele ochiuri. Iată așa. Deci trec pe sub două bucle din acestea. Trag, vedeți? Vin la partea cealaltă. Fac absolut același lucru. Merge puțin mai greu cusătura aici, pentru că ața este groasă, după cum vă spuneam, dar atunci când avem proiecte cu oață mai subțire, merge foarte bine coaserea aici. Uitați, iau următorul ochi de la partea aceea. Vin și le iau pe cel de pe partea aceasta. Aici. Și gata, am făcut prinderea de la umăr. Mai vin o dată cu ața aici și apoi mă duc cu ea un pic aici și o ascund pe spatele lucrului. O introduc în lucru. Și cam acesta este coaserea. Facem același lucru și la cealaltă parte. Vedeți, aici eu mai am un capăt de ață pe care îl voi ascunde în lucru mai târziu. Este de la partea din spate rămas. Și haideți să începem. Pusut și aici. Vin și introduc și aici ața în lucru. Și iată că am prins pentru ambele capete. Mai apoi vom face astfel. Ne măsurăm
circumferința mâinii, adică circumferință înseamnă pe o parte și pe cealaltă, dacă avem, să spunem, 24 de centimetri. Haideți să țin aici puțin drept, aș încerca. Dacă avem 24 de centimetri, măsurăm pe o parte aici, vedeți, 12 centimetri și începând de aici, începem să încărcăm ochiuri până la partea cealaltă, fix 12 centimetri și pe partea cealaltă. Dacă avem 26, vom începe de mai jos cu un ochi, vedeți, de la 13 cm. 28, începem de la 14. Și tot așa mai departe, depinde cât aveți aici. Dacă aveți, lucrați o circumferință de adult, lăsați undeva la 20 de cm, probabil. Sau cât aveți dumneavoastră circumferința mâinii. Acum încărcăm ochiuri, după cum vă spuneam. Eu încerc să țin drept aici și încep a încărca ochiurile. Îmi iau un capăt de ață. Și încep a încărca ochiuri. Iată așa. Din fiecare ochi de aici, vedeți? Lucrat, tragem acum un ochi. Așa. Încărcăm pentru mânecă. Lucrăm mâneca de aici, direct din lucru. Nu, eu nu lucrez de la partea de jos, dar se poate lucra și de la partea de jos foarte bine și o coaseți aici, în partea de sus. Eu încarc direct de aici, vedeți? Am măsurat circumferința, îmi las cât cred eu că ar fi necesar și iată, încarc așa. Am încărcat 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, am aici un ochi, ața aceasta o trag pe spate. Iau și de aici, vedeți, de la cusătura aceasta, dar iau de undeva de mai sus, nu iau ochiul acela de dedesubt, îl iau pe acesta de mai sus, așa, și încarc. Deci am până aici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 ochiuri, iau 14 ochiuri și pe partea cealaltă și cel de-al doilea ochi aici la umăr îl iau tot de aici de mai sus de undeva, vedeți? Așa. Acum merg și iau direct după margine și încarc și aici 14 ochiuri la partea cealaltă. Am încărcat deja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rulați așa puțin, vedeți dacă ar fi suficient pentru o mânecă, uitați, dacă v-ar încăpea, adică măsurați aici circumferința și dacă ar încăpea mâna cât să fie și lărguț, pentru că acesta este un cardigan, nu este o bluză care să vină cu mâneca mai strânsă. Dacă vi se pare că aveți prea puține ochiuri, mai puteți încărca după aceea. Uitați, eu aici am capăt de ață, după cum bine vedeți, mai pot încărca un ochi, două aici. Haideți să mai încarc unul. Să fac 30 de ochiuri pentru mâneca. Mai încarc unul pe partea aceasta și mai încarc încă unul și pe partea aceasta. Să am număr identic de ochiuri pe ambele părți. Ups, scuzați, cred că am lovit. Deci, trag și aici un ochi. Mă ajut de o croșetă aici, pe care nu am la îndemână, dar o aduc imediat. Am luat croșeta și mai încarc aici încă un ochi, după cum vă ziceam. Vedeți? Iată așa. Trag aici cu croșeta, aduc ochiul și îl pun pe Andreea. Și acum vom începe să lucrăm. Aducem Andreea în capătul unde avem noi ața. Haideți să fac așa cumva, să nu mai fac așa mare zgomot. Vedeți, noi aici avem ața. De aici începem. Și lucrăm. Acum suntem la rândul pe spatele lucrului.
Vom lua primul ochi nelucrat, pe următorul îl lucrăm pe dos și tot așa vom lucra în continuare. Vedeți? Ochiuri pe dos. Pe tot acest rând. În total va trebui să avem 30 de ochiuri aici, cele încărcate pentru mânecă. Partea din spate nu va rămâne urâtă, vedeți? Iată, așa rămâne, nu este prea inestetic. Nu am cusut părțile de jos până la mânecă pentru că ar fi fost mai greu de lucrat mâneca. Așa ne este mult mai simplu dacă nu coasem și doar ne stabilim circumferința mânecii pe cardigan. Și vedeți, lucrăm ochiurile așa, vom lucra toată mâneca și coasem la final inclusiv partea de jos cât și mâneca. Voi lucra aici și ochiul acesta. Mai am încă unul pe Andreea, ultimul, de altfel. Strâng puțin de capătul acesta de ață aici, întorc lucrul și acum voi lucra în mod obișnuit, fix așa cum modelul indică, adică primul ochi îl luăm nelucrat, următoarele 29 de ochiuri se vor lucra pe față. Vedeți, nu întorc ochiul, îl iau direct de aici din spate și lucrez așa, fix atât cât am eu nevoie. Dacă vi se pare că la cardiganele dumneavoastră aveți mâneca mai lărguță în conformitate cu circumferința aceasta de sus și vreți să o mai strângeți un pic spre partea de jos, veți face scăderi pe ambele părți, atât într-o parte cât și în cealaltă, o dată de două ori chiar, până la... Ops, aici avem un fir ieșit. Cred că este prins de la partea din spate. Nu e nicio problemă, că remediem. Uitați, l-am prins de acolo, de la partea din spate, în timp ce încărcam ochiuri. Iată. Vedeți? Nu... Așa se face prinderea aceasta a mânecii. Nu arată deloc rău. Și vă ziceam, lucrăm atât centimetri cât avem nevoie, așa, în punct jersey, adică pe fața lucrului ochiuri pe față, pe dosul lucrului ochiuri pe dos. Trebuie să țineți cont la lungimea mânecii că veți lucra cu 5 cm mai puțin decât lungimea totală a dumneavoastră, doar datorită faptului că 5 cm vor fi de bată. Și atunci, să spunem, avem 20 de cm mâneca totală. Lucrăm 15 cm așa în punct jersey, după aceea următorii 5 cm vor fi lucrați bată. Bată de un ochi pe dos și un ochi pe față, sau un ochi față, un ochi dos, depinde cum obișnuiți să spuneți. Vedeți, aici, acum, eu voi lucra fix în același mod. Pe spatele lucrului ochiuri pe dos, pe fața lucrului ochiuri pe față. Lucrați așa atât cât este necesar în cazul dumneavoastră. În cazul meu, eu îmi termin de lucrat lungimea mânecii și revin poate acolo, la partea de bată, să vă arăt puțin și acolo. Am lucrat lungimea necesară pentru mânecă. Acum am atașat Andreaua numărul 5, vedeți, pentru a lucra bata. Iau primul ochi nelucrat, pe următorul îl voi lucra pe față și facem clasicul elastic de un ochi pe față și un ochi pe dos. La un moment dat voi scădea două ochiuri. Haideți să vedem. Deci scad chiar acum. Lucrez aici două ochiuri împreună pe față, pentru că îmi doresc ca manșeta să se strângă foarte puțin, vedeți? Chiar dacă am pus eu o Andreea cu un număr mai mic, totuși aș vrea să se mai strângă puțin. Uitați, am făcut aici o scădere
și mai fac una pe partea cealaltă, în capătul celălalt. Aici. Acum lucrez un ochi pe dos, ochi pe față, ochi pe dos, pe față, pe dos. Sper să se vadă bine, deși am niște umbre aici, nu mai e lumina chiar atât de bună. Deci lucrăm ochi pe dos și ochi pe față până la final de rând, dar eu mai am de lucrat o scădere, după cum bine vă spuneam aici. Deci lucrez ochiul pe dos și acum le scad pe acestea două împreună. Vreau să se micșoreze, să se îngusteze puțin bata, foarte puțin. Uitați. Ultimul ochi, îl lucrez pe față. Acum întorc și lucrez fiecare ochi așa cum se găsește pe partea aceasta și bata elastică atât centimetri cât am făcut și la partea de jos. Adică 5 cm. Câte rânduri am făcut acolo, atâtea voi face și aici. Fac până la final și închid și ne revedem pentru partea aceasta, pentru bordura aceasta din față. Acum închidem ochiurile și aici, la partea de jos, fix asemănător ca acolo sus, vedeți? Lucrăm ochiul așa cum îl găsim. Cel care este pe dos se lucrează pe dos, îl trecem pe cel din spate peste el. Ochiul pe față îl vom lucra pe față, îl aducem pe cel din spate de pe Andreea și îl trecem peste. Și iată așa vom face închiderea până la final de rând. Vedeți? Închid pe partea din spate și aici. Lucrez până la final și revin. Acum, dacă am încheiat manșeta, vom coase fiecare în modul lui. Cum știe mai bine, cum îi reușește mai bine. Eu cos așa. Am să vă arăt, poate vă este de folos. Deci iau o dată de pe partea aceea, o dată de aici, vedeți? Așa. Trag. Merg înapoi în partea aceasta. Trag. Vin din nou pe partea aceasta aici și trag, iată așa. Și tot așa până sus, la partea de sus. Vedeți, cusătura rămâne frumos în urmă, se închide frumos, nu rămâne inestetic. Uitați. Vin aici, intru pe margine, în partea aceasta tot pe margine și așa voi lucra până sus, închid așa, aici am pornit deja. Aici am început să cos cu capătul de ață care îmi rămăsese de la partea de jos. Vine acum cu cusătură pe toată partea aceasta. La fel am făcut și aici, am procedat și pe partea aceasta, vedeți? Am cusut atât ambele părți, cât și mâneca. Și când terminăm de cusut, eu o să revin pentru partea din față. Numai decât începem și acolo. Am terminat de cusut, acum vom încărca ochiurile pentru partea din față. Folosesc din nou anrelele numărul 5, cele cu număr mai mic, pentru a nu se lărgi foarte tare aici la primul rând. Haideți să vedem cum procedăm. Vă ziceam că am nevoie și de o croșetă, mă voi ajuta la primul ochi aici de o croșetă. Iată, așa, deci trag ața pentru primul ochi. Ce se va încărca pe Andreea. Așa. Las capătul de ață aici puțin mai lung pentru a putea fi ascuns la final și vin de acum în fiecare ochi, uitați, așa, și încarc
din nou câte un ochi, cum am procedat și acolo la mânecă. Dar aveți grijă, aici la bată, uitați, aici suntem la partea aceasta de bată. Vom lucra un ochi de acolo și unul de aici dintre, vedeți? Să fie mai dese puțin ochiurile, pentru că, știți, elasticul strânge și atunci nu ne dorim ca bata noastră să vină strânsă. Uitați, iată așa. Intră o dată în ochi și o dată aici, între ochiurile acestea. Asta vom face doar la partea aceasta de jos, de la bată. În rest, vedeți? Am încărcat mai multe ochiuri aici, pentru partea aceasta de bată, pentru a nu se strânge foarte tare. Acum intrăm în fiecare ochi. Vedeți? Ochiul este așa. Eu intru aici. Deci nu intru în el aici, intru, îl iau cu totul, așa. Fix aici, cum avem spațiul acesta, așa, vedeți? Pentru că nu-mi doresc să rămân aici în față, inestetic. Vreau să am ochiurile întinse foarte frumos și așezate foarte frumos aici, la partea din față. Iată așa, vedeți? În fiecare ochi intru și ridic câte un ochi. Adică îmi încarc pe Andreea câte un ochi. Așa. Voi proceda astfel de aruată cardiganului meu. Eu încarc până la umăr și vin aici, pe partea din spate, să vă arăt cum proceda. Am încărcat pe toată partea aceasta de față. Vin aici, vedeți? În ultimul spațiu. Încarc un ochi și acum trec la partea din spate. Iată așa. Vedeți, dacă trec direct la partea din spate, în următorul spațiu, de aici, mai departe să intru în următorul spațiu, îmi va rămâne aici un spațiu. Și atunci eu intru și aici, cumva și trag. Nu știu dacă o să pot trage cu Andreaua, dar o să trag cu croșeta, cred că mai bine. Deci fix acolo unde noi am avut cusătura, vom ridica un ochi, vedeți? Așa. Nu, l-am ridicat tot pe lângă. Haideți să mai încerc încă o dată. Deci aici cumva eu aș vrea să vină. Așa. Uitați, am mai ridicat încă un ochi acolo. Acum merg mai departe încărcând cu Andreaua în fiecare spațiu și ajungem aici, vedeți? Deci iau ochiul acesta din margine, am un V. Iau doar pe cel din spre mine, să nu mi se vadă urât. Iată așa. Încarc doar ochiul acesta din spre mine, doar o singură buclă. Vedeți? Putem să încărcăm o buclă de pe o parte și o buclă de pe cealaltă parte, dacă vrem să se vadă așa cum ne dorim. Haideți să vă arăt și așa. Deci desfacem înapoi până aici. Să vă arăt că există mai multe moduri. Deci luăm prima dată bucla din interior, după aceea o luăm pe cea din față, dinspre mine. Așa. Uitați. O iau după aceea pe cea din interior, pe cea din față, cea din interior. Următoarea vine doar din față. Uitați, și să îmi poate rămâne fix aceeași dungă cum a rămas aici pe partea aceasta, îmi rămâne și acum. Deci, în spate, în față. Din spate, din față. Haide. O dată din spate. O dată din bucla din față.
A tras aici un fir. Așa. Și acum venim aici fix la umăr, tragem întâi de aici de jos și după aceea, vedeți aici, să ne vină ochi lângă ochi, să nu avem spații. Și mergem mai departe în fiecare spațiu, deci în fiecare gaură din aceasta, noi vom merge încărcând câte un ochi și pe partea aceasta. Iată, așa. Aici trebuie să aveți Andreea culesă lungă, să vă poată ajuta mult mai bine pentru încărcarea ochiurilor, că sunt multe, vin de-a roata cardiganului și atunci avem mai multe ochiuri. Foarte puține mai avem de încărcat și vom termina. Nu uitați. Dacă nu le puteți ridica cu Andreea, cum procedez eu acum, ați văzut că ne putem ajuta și de o croșetă. Aici vin și, pentru că sunt la bată, încarc mai des aici odată și mai intru în spațiul acesta încă o dată. Uitați, deci iau și din ochi și dintre ochi, ca să am mai multe aici, să nu-mi strângă locul. Haide. Ups. Îl voi trage cu croșeta și pe acesta, pentru că nu-l pot prinde pe Andreea. Terminat de încărcat ochiurile. Acum ne întoarcem lucrul așa pe partea aceasta și începem să lucrăm. Primul ochi îl voi lua nelucrat, următorul îl lucrez pe dos pentru că la partea din față vreau să-mi vină așa pe față, următorul îl lucrez pe față și continui așa, alternând un ochi pe dos, un ochi pe față, până la final de rând, adică până în capătul celălalt. Voi lucra așa pe toată partea aceasta de față, pe spate și merg și pe partea cealaltă de față. Haideți să vedem. Să lucrăm. Uitați, așa. Aducem ochiurile mereu aici în față pe Andreea, lucrăm. De aceea vă ziceam că ne trebuie Andreea o culesă mai lungă, să ne putem descurca, să ne vină bine la lucru. Ochi pe față, ochi pe dos, ochi pe față, ochi pe dos. Așa tot acest rând. Vedeți? Lucrăm așa. Acum am venit la ochiurile de pe partea din spate, încărcate aici, vedeți? Nu s-a prins chiar foarte bine acesta.
Ternem așa un ochi pe dos, un ochi pe față, până la final de rând. Aici am ajuns la partea aceea de la umăr. Haideți să mai ridicăm noi un ochi așa aici și să vedem cum ne arată pe față. Da. Deci îl lucrăm pe față. Îl întoarcem și îl lucrăm pe față. Pe următorul îl vom lucra pe dos. Pe față, pe dos. Pe față, pe dos. Și tot așa până jos, la ultimul ochi. Voi folosi andreaua aceasta doar în rândul acesta după aceea, pentru că am vrut să nu se lărgească foarte rău ochiurile aici la primul rând, știți, după încărcare. După aceea îmi pun andreaua obișnuită cu numărul 6, andreaua cu care am lucrat tot proiectul, pentru că manșetele acestea din față nu vreau să-mi vină strânse. De fapt, manșeta, că e una singură, pentru că noi lucrăm circular, după cum bine vedeți aici. Și ultimul ochi îl lucrez pe dos aici, pentru că mă aflu pe dosul lucrului. Acum întorc lucrul. Așa. Uitați. Și îmi schimb andreaua, după cum vă ziceam. Am schimbat andreaua, le-am luat pe cele cu numărul 6, primul ochi îl iau nelucrat, următorul îl lucrez așa cum se găsește, adică dacă l-am găsit pe față, îl lucrez pe față, dacă l-am găsit pe dos, îl lucrez pe dos. Lucrez așa tot rândul acesta. Uitați, aici avem capătul acesta de ață și uitați, așa ne iese elastic aici. Voi lucra tot rândul acesta până la final, încă un rând pe partea din spate a lucrului și după aceea revin să facem butonierele. Am lucrat rândurile așa cum v-am spus, deci am 3 până aici lucrate, unul pe spate, pe față, pe dos. În rândul cu numărul 4 luăm primul ochi nelucrat, următorul îl lucrez pe față pentru că modelul așa mi indică și pe cel de-al treilea îl lucrez pe dos. Acum iau un jeteu pe Andreea. Și următoarele două ochiuri le voi lucra împreună pe dos. Uitați. Și aici am făcut butoniera. Deci le-am lucrat pe dos. Ultimul ochi aici era pe dos. JT-ul îmi ține loc de ochiul pe față. Și pentru a respecta modelul în continuare, am lucrat pe următoarele două pe dos. Lucrăm acum un ochi pe față, unul pe dos, un ochi pe față, unul pe dos. Deci am 5 de la butonieră lucrate. Lucrăm și pe cel de-al 6-lea pe față, așa cum îl găsim. Pe cel de-al 7-lea îl lucrăm pe dos. Iau din nou jeteu și următoarele două ochiuri le voi lucra pe dos. Aducați aici în față și le lucrez pe dos. Am făcut și cea de-a doua butonieră. Mai departe lucrez un ochi pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față. Deci am aici 4. Între butoniere am avut așa 1, 2, 3, 4, 5, 7 ochiuri. Am 4 lucrate. Lucrez pe cel de-al 5-lea așa cum îl găsesc pe dos. 6 pe față, 7 pe dos, 7 pe dos, iau din nou un jeteu și următoarele două ochiuri le voi lucra împreună pe dos. Și am făcut și cea de-a treia butoniere. Am nevoie de 3 butoniere
Mai departe lucrăm ochiurile așa cum ele vin până la final de rând. Un ochi pe față acolo unde avem ochi pe față, un ochi pe dos acolo unde avem ochi pe dos. Și iată așa mai departe. Butonierele le-am făcut aici. Nu am început chiar de la primul ochi pentru că am vrut să vină cumva aici la mijlocul manșetei butoniera. Acum mai lucrăm așa cât ne dorim. Rândul acesta până la final, ne putem întoarce pe spatele lucrului cu un rând, apoi pe fața lucrului cu un rând și închidem ochiurile pe partea din spate. Ochiurile se vor închide fix în modul în care v-am explicat aici la manșeta de jos și la partea de sus acolo. Deci acolo unde avem ochi pe dos, îl lucrăm pe dos, îl întoarcem pe cel din urmă, îl trecem peste, unde avem ochi pe față, lucrăm pe față, venim cu cel din spate peste el și aceasta este singura procedură. Eu termin de lucrat manșeta și închid ochiurile și revin pentru partea finală, pentru a atașa floricelele și nasturașii. Am zis că vom coase nasturi împreună. Vedeți, pe primii doi eu i-am atașat. Îl atașez acum pe cel de-al treilea, aici, în dreptul butonierei, unde am butonieră. Și, ups, a trecut și nodul. Îl coasem. Vedeți, eu folosesc o oață din acesta de papiotă mai subțirică. N-am cusut cu cea din care am lucrat cardiganul pentru că este mult prea groasă. Am ales așa la culoare cu ața lucrată la cardigan. Intru de două ore aici, după cum vedeți. Așa. Tragem bine de ață. Și mai vin o dată așa aici. Rotesc ața în jurul nasturelui, mă duc pe partea din spate și aici fac o mică cusătură de prindere, adică intru o dată așa, vin, rotesc ața de două ori după ac pentru a face un nod, să nu mi se desprindă aici ața, mai fac încă o dată și mai prind ața o dată așa. Acum scurtez și am atașat nasturelul, îl închidem și uitați, așa arată cardiganul până la acest moment. Vedeți, aici așa trebuie să arate la guler, mânecile sunt atașate, cusute, tot. Acum urmează doar să punem floricelele, să prindem floricelele. Vă ziceam că le vom coase împreună, bineînțeles, nu pe toate, pentru că sunt multe și atunci ar fi mult prea mult de muncă aici. Întâi facem așa o probă, deci pe primele două le voi pune mai aici, lângă partea cu nasturii. Pe următoarele două le dau un pic mai spre margine, iar celelalte două le prind acolo undeva. Am și pentru mâneci. Voi prinde câte două pe mânecuță. Una mai aici spre interior, cealaltă puțin detașată în partea cealaltă. Deci una aici, una acolo. Și cam așa arată cardiganul meu. Bine, florile nu sunt prinse. Le voi coase numai decât. Vreau să coasem una împreună. Și haideți să ne luăm. O voi coase tot cu ață din aceasta de papiotă. Fac aici un mic nod. Și începem. Haideți să o coasem pe aceasta. Deci am stabilit că o cos aici, lângă... Intru aici, uitați, doar așa puțin prin buclă, pentru a nu mă duce pe partea din interior a cardiganului cu acul. Deci nu vreau să trec cu ața acolo. Vedeți, am prins acolo, vin și prind aici, undeva de desubt, la petală, trec tot așa prin bucle pentru a nu ieși cu ața în interiorul florii, aici, pe față, vedeți? Vin din nou, merg doar pe o buclă din aceasta cu ața, iau aici la petală, vedeți? Așa, merg pe cerc așa aici și cu ața pe o buclă, vin pe buclele acestea din
petală, dar doar pe partea din spate și în acest mod voi coase de-a roată. Haideți că îmi pică și florile aici pentru că ele sunt neprinse. Le dăm la o parte puțin ca să nu cadă. Și acum mergem mai departe. Deci am ajuns aici. Mă prind din nou așa de o buclă din aceasta. Vin și mă prind și de buclele acestea din interior de la floare. Mai departe trec la o buclă de pe cardigan, vin la buclele de pe floare, dar doar din interior, după cum vă spuneam, pentru ca floricica să rămână așa, vedeți? Vin aici la bucla de pe cardigan, dar în interior prind și haide să întorc să se vadă mai bine la cameră, prind și de ups, s-a încălcit ața aici, vedeți? Și a ieșit și după ac, dar o prindem numai decât o introducem din nou pe ac și mergem mai departe. Deci am ajuns cu ața aici. Ups, ce se încălcește după nasturii ăștia. Sunt și nasturii foarte mari. Și acum vin aici. Uitați la buclele acestea. Mă prind din nou cu o buclă de la cardigan și una de la floare. Și așa stau lucrurile. Vin aici către interior odată. Scot acul în spatele lucrului. Aici, vedeți așa. Dar trec tot pe buclele din spate. Și cu atenție să nu trec pe bucla din față a floricelei mele. Vedeți? Fac câteva cusături aici. Dar așa cu mare atenție să vină pe sub buclele cardiganului și pe sub buclele de la partea din spate a acestei flori. Iată așa. Acum tăiem ața. Și uitați ce frumos s-a prins floricica mea, vedeți? Și nu am în interior absolut nicio ață care se vede și nici în exterior. Uitați. O aranjăm puțin aici și uitați cât de frumos arată. Mai departe le prindem pe toate, fix așa cum v-am explicat. Acum urmează aceasta, o prind mai aici, după aceea o prind pe aceasta sus aici și așa voi proceda și pe partea cealaltă. La mâneci v-am arătat că am câte două pe mânecă, una mai în exterior, una aici mai în interior. Le prindeți cu acul, așa cum v-am explicat, pentru a nu avea diferențele acestea. Deci una vine aici în interior și cealaltă în exterior. Cea pe care, ups, pe care am pierdut. Care a picat aici undeva. Uitați, și pe cealaltă. Și iată așa, dragii mei, arată frumusețea aceasta de cardigan. Haideți să ridic puțin mai sus, aș vrea să se vadă în totalitate. Ia să vedem. Sper că se vede în totalitate acum. Uitați. Așa arată. Este de o frumusețe nemaipomenită. Este foarte, foarte moale, plăcut la atingere. Sper din tot sufletul meu să vă placă, să-l lucrați și dumneavoastră. Am lucrat așa încet pentru că eu obișnuiesc să lucrez cu ața după gât, după cum bine știți, iar când lucrez cu ața după deget, lucrul meu merge puțin mai greu. Dar eu zic că a meritat. Vedeți, pentru frumusețea aceasta de final, zic eu că a meritat. Vă doresc mult, mult spor în toate, multă sănătate, iar până data viitoare, nu vă pot spune decât la revedere!